Efectele încălzirii globale ar putea să ajungă din urmă și România. După ce s-au discutat diverse situații, precum lipsa energiei și a hranei, o nouă criză ar putea lovi puternic țara noastră. Experții vin cu un anunț îngrozitor. Este vorba despre o criză a apei potabile cât mai curând și în România. Administrația Națională Apele Române avertizează că schimbările climatice pot avea în următorii ani un impact major asupra resurselor de apă din România. Murim atunci. Criza apei și a luminii. Criza se anunță pe toate planurile, și de apă, și de energie, și de mâncare. Ce să facem? Ce o vrea Domnul acum? Românii sunt speriați de această ipoteză, apa fiind un lichid esențial pentru omenire. Întrebați despre posibila criză, cetățenii au găsit deja și soluții. Am izvor la grădină, care n-a secat cu toată seceta. Și o să mă duc să car de acolo. O să găsiți alte metode. Alte metode, că nu putem să stăm fără apă. Dacă temperaturile au, pe glob, am înțeles că au crescut cu 5 grade, asta este. Și din cauza, pentru că oamenii defrișează masiv și nu mai sădesc copaci, pepiniere. Administrația Națională Apele Române a avertizat că din cauza fenomenelor extreme, temperatura apelor va crește, iar efectele vor fi imediat și grave.